bun găsit, sunt Adrian Boioglu. În emisiunea de astăzi avem un invitat special și este un om care nu numai că a reușit să întoarcă situația într-o societate din Constanța, într-o regie din Constanța care era aproape de faliment, dar face și lucruri pe care le vedem noi zi de zi pe drumurile noastre. Pe de-o parte drumurile ține, iar pe de altă parte, acum că vine iarna, această iarnă nu ne va prinde prin surprindere pentru că acest om și echipa lui sunt pregătiți să înfrunte tot ceea ce urmează. Bun venit, Lucian Lungoci. Mă bucur să vă am alături astăzi și aș vrea să-mi spuneți, s-a mai întâmplat în ultimii ani să vă prindă iarna prin surprindere? Nu s-a mai întâmplat. Din 2016, de când am venit la, să spun, administratorul regiei județene de drumuri și poduri, împreună cu colegii mei de aici, pentru că este un rezultat al unei echipe, nu este un rezultat al unei singure persoane, am făcut tot posibilul ca la începutul sezonului rece să fim pregătiți cu tot ceea ce ne trebuie pentru iarnă și în funcție de disponibilitatea tehnică a regiei. Din păcate, în 2016 utilajele erau învechite, regia trecuse printr-o perioadă proastă și a fost, să spunem, deposedată de utilaje practic noi, luate în leasing, dar din diferite motive Consiliul Județean pe vremea respectivă nu a continuat plățile, firma de leasing ne-a luat utilajele, am găsit un parc auto învechit, a fost un efort colectiv în 2016, în toamnă, să punem la punct utilajele pe care le aveam. Cum arătau utilajele pe vremea aia? Erau vechi, erau nefolosite? Care era situația? Sunt utilaje din anii 80-90, din cauza stării precare financiare a regiei în ultimul an, 2015-2016, nici nu aveau reviziile tehnice făcute, nu fuseseră întreținute, erau și într-un stadiu avansat de, să spunem, atât degradarea morală cât și tehnică. S-au pus la punct, s-au reparat, au fost reparații făcute și în timpul iernii, asta e, se mai strică, dar este important să avem stocurile de motorină asigurate, contractele cu furnizorii de motorină să fie în vigoare, să avem stocuri de sare, de nisip, de material antiderapant, utilajele câte sunt să fie puse la punct, să fie pregătite să intervină, echipajele de intervenție, oamenii care lucrează pe aceste utilaje să fie pregătiți, echipele de intervenție tehnică să repare aceste utilaje, pentru că facem intervenții în plină iarnă, în câmp, unde se strică, încercăm să reparăm în locul respectiv, să le pună în funcțiune cât mai repede, astfel încât să putem să răspundem prompt, să intervenim și am văzut cu toții rezultatele anilor, iernilor 2016, 2017, 2018, obiectivul numărul 1, nicio mașină să nu rămână blocată, să intervenim cât mai repede, salvarea de vieți omenești, un obiectiv foarte important. O prioritate. Nu am avut niciun incident. Chiar au fost și acele intervenții în 2017, unde am avut și o doamnă însărcinată, o gravidă, care a născut într-o șenilată a regiei, în drum spre spital. Pe care, de altfel, am ajuns să o facem celebră într-un fel sau altul, pentru că copilul a fost botezat de domnul președinte Tuțianu. Îl salutăm pe această cale și îi lansăm o invitație să ni se alăture în această emisiune. Înainte să vorbim puțin despre iarna, pentru că vom ajunge și la utilajele noi și la toate lucrurile bune care se vor întâmpla de acum înainte, aș vrea să vorbim puțin de partea asta de vară, la lucrările pe care le-ați făcut în ultimii ani, în special în acest sezon. Cum arată drumurile din județul Constanța în momentul de față? Mai sunt lucrări majore de făcut după, iată, 2 ani și jumătate, 3 ani de lucru? Sunt, mai sunt încă. Mai avem de lucru la drumurile județene. Drumurile județene, deci haideți să ne uităm că la un organism, rețeaua de drumuri a unui județ, rețeaua principală, arterele principale reprezintă drumurile naționale și autostrăzile, autostrăzile din județul Constanța. Discutăm apoi de o rețea secundară, să spunem,
capilarele ca într-un sistem venos, drumurile județene care aparțin Consiliului Județean și o rețea și, să spunem, pe planul 3, drumurile comunale care aparțin primărilor. Dacă discutăm de drumurile județene, rețeaua secundară de drumuri, însumează 680 de kilometri de drumuri județene la nivel de asfalt. Cum le-ați găsit în 2016? În 2016, în ultimii ani, nu se mai investise în lucrările de drumuri județene de către fosta conducere a Consiliului Județean. Să spunem, 150 de kilometri, aproximativ 150 de kilometri de drum județean într-o stare bună și foarte bună. Diferența de 530 de kilometri într-o stare proastă sau foarte proastă. Dacă vă dau un exemplu de drum foarte prost, era drumul care face legătura între localitatea Cobadin, Ciobănița, Osmancea, Mereni. El este un drum județean care era într-o stare foarte proastă, practic 30 de kilometri cu o mașină de teren făcută special să meargă pe un teren accidentat, puteai parcurge cu o viteză redusă undeva în 40-45 de minute. Practic nu se putea circula, era un calvar pentru oamenii din acea zonă. Cum arată drumul acum? Acum arată foarte bine. S-a lucrat și în 2017 și în 2018 pe el. Nu vreau să vorbim neapărat despre fosta și actuala conducere, dar o comparație este inevitabilă. Ce a determinat această schimbare, acest shift brusc din 2015 în 2016 și mai departe, și de ce înainte nu prea se făceau lucrurile astea la timp și acum se pot face la timp? E vorba de o administrare corectă a resurselor, despre ce ar fi vorba? Da, și de drumul pe care vrei să o iei, ținta pe care vrei să o atingi. Regia Județeană de Drumuri și Poduri, așa cum se și intitulează, trebuie să se ocupe de drumuri și poduri. Din păcate pentru Regia JDP, din fericire pentru Consiliul Județean, pentru județul Constanța, o idee foarte bună, eu o susțin și acum, este o necesitate a județului, Regia JDP-ul s-a ocupat înainte, nu s-a mai ocupat de drumuri, s-a ocupat de împăduriri. Ori neavând specialiști, neavând, nu știu, domeniul de activitate, acela de a executa lucrări de împădurire, s-a lăsat pe plan secundar, mult departe, investițiile, lucrările în drumuri. Dacă discutăm din bugetul pe care îl aveau anual de la Consiliul Județean pentru lucrări, 80-90% plecau pe lucrările de împădurire, undeva de 10-20% maxim se mai lucra pe drumuri. Ori, dacă 3-4 ani de zile nu s-au mai ocupat de drumuri, ele au ajuns într-o stare proastă. Utilajele nu mai merg. Oamenii uită ce e la un asfalt, ce e la o plombă și așa în mai 2000, departe. În 2016, împreună cu președintele Consiliului Județean, domnul Țuțuianu, am hotărât că Rea JDP trebuie să se ocupe strict de drumurile din județul Constanța, de nicio altă activitate. Găsisem, citisem articole în presă în perioada 2014-2015, chiar se încercau și proiecte europene de împletit, nu ele, coșuri, de făcut ambarcațiuni. Nu știu ce treabă avea Rea JDP-ul cu astfel de activități. Da, primul mare test a fost iarna aceea din 2016. Mi-aduc aminte de momentele în care drumul către Negru Vodă, de exemplu, când erau tiruri blocate și așa mai departe, când ați mers acolo și cu domnul Tuțianu, și nu numai că ați deblocat situația, dar ați reușit să rezolvați o problemă destul de serioasă. Și cu autocare, cu turiști, cu cetățeni români blocați în vama de la Negru Vodă pe teritoriul bulgar. Corect. Nu se mai putea circula. A fost un efort comun, colectiv, pentru că în situațiile acelea de cod roșu, practic treceam printr-un cod roșu, un cod portocaliu transformat într-un cod roșu, a fost un efort comun și al Rea JDP împreună cu colegii de la drumuri naționale. Pe timp de iarnă, în situații de criză, ne sprijinim reciproc și le mulțumesc pentru buna colaborare. Când au nevoie, dânsi interveni și noi pe drumuri naționale, când nu mai putem, nu avem și noi zone unde nu putem face față, nu putem acoperi, ne ajută și ei pe drumuri județene, astfel încât să trecem prin iarnă, să ne atingem acele obiective de care vorbeam, salvarea de vieți omenești, deblocarea mașinilor și, bineînțeles, asigurarea viabilității drumurilor. Astfel încât la luna martie să
ne felicităm, să dăm mâna că nu am avut probleme. Mi-aduc aminte de o situație în mod deosebit la intrarea în comuna Peștera. Știu că era primar domnul Valentin Vrabi acolo și la momentul respectiv, prin 2014 sau 2015, a fost o situație în care localitatea a fost izolată pentru, nu știu, 10 zile, 2 săptămâni, ceva de genul ăsta, tocmai din cauza surilor de zăpadă aduse de vânt și depuse pe drumul acela cât între Megidia și Peștera. Situația a fost atât de gravă și atât de urâtă încât oamenii respectivi spuneau am fost uitați, nu mai au grijă de noi. Și în 2016 nu s-a mai întâmplat chestia asta. Nu numai că n-au mai fost izolați, dar atunci când Anis s-a intervenit atât de repede încât toată situația a fost rezolvată, până dimineața nici nu era... Nu exista mașină blocată, dar apoi să fie localitatea în sine blocată. Cum se întâmplă ca de la un an la altul, nu știu, n-au intervenit atunci? Ce s-a întâmplat? Sau cu ce ați schimbat mentalitatea oamenilor de acolo în așa fel încât să vadă că nu sunt uitați de Dumnezeu, cum se zice? Oamenii lucrează. Oamenii sunt și m-a avut plăcuta surprindere să... găsesc la REAJDP în 2016, mi-au demonstrat situația de criză. Sunt oamenii care sunt devotați activităților. Ei sunt drumari. Indiferent că sunt minus 20 de grade afară, că bate vântul, că viscolește, că vizibilitatea este redusă, nu interesează. Dacă avem o problemă de rezolvat, se duc și o rezolvă. Că este zi, că este noapte, nu contează. De ce? Pentru că ei sunt drumari. Rar întâlnești la un loc de muncă cineva să fie atât de determinat și de implicat și să facă cu plăcere acest lucru, munca pe care o desfășoară. Se pare că, discutam și eu aspectele acestea cu ei, anii trecuți, anii dinainte, 2014-2015, erau, datorită sării financiare precare, au avut probleme cu conturi blocate, cu imposibilitatea de a achiziționa combustibil. Efectiv, au fost blocați. Neavând combustibil, nu poți să-l cumperi, conturile blocate, nu poți să mai lucrezi. A fost o situație critică undeva, de-abia prin luna, după 15 ianuarie, au putut să-și cumpere, să-și achiziționeze combustibil. Nu mai vrea nimeni să livreze, deja era o situație critică, cu datorii foarte mari la furnizori. Practic, lucrul acesta nu s-a mai întâmplat din 2016. În iarna 2016, toate datoriile achitate la zi, nu avem o zi întârziere către niciun furnizor sau obligațiile către statul român, suntem într-un plan de reorganizare, pentru că, hai să recunoaștem, am preluat cu o masă credală de 60 de milioane de lei. Ce se întâmplă acum cu acea datorie? Acea datorie este eșalonată pe 3 ani de zile, ne ținem de planul de plăți. Sunt plăți trimestriale către toți furnizorii, către Consiliul Județean, către ANAF, așa cum a stabilit judecătorul sindic masa credală, un plan întins pe 3 ani de zile, suntem cu plățile la zi, sperăm în decembrie, la anul, pe vremea asta, este ultima rată din acest plan de reorganizare, să îl încheiem cu succes și să ieșim din această situație de reorganizare. Presupun că ați renunțat și la ideile de împădurire, de împletituri de nuiele. Da, noi nu facem aceste activități. Sunt necesare pentru județul Constanța. Avem, dacă discutăm din două, să spunem, pe două paliere, dacă discutăm de mărirea suprafeței împădurite a județului Constanța și este un lucru foarte bun. Este necesar. Este un lucru foarte bun, dar dacă discutăm și rolul de protecție pe care l-au aceste perdele forestiere, perdele de salcâm, salcâmul prinde foarte bine în Dobrogea, amplasate de-a lungul drumurilor județene, în principal pe latura de nord a drumurilor județene, pentru că noi avem în timpul iernii 90% vânt din direcția nord, pe direcția nord-sud. Deci pe latura de nord a drumurilor județene, undeva la 20 de metri distanță de drum, dacă s-ar face un aliniament de colățime de cel puțin 10 metri, peste 3-4 ani de zile vom constata cu toții că stratul de zăpadă așternut pe carosabil este foarte mic, devine foarte mic, nu se mai creează acele suluri de zăpadă, acele troiene. Activitatea de zăpezire este mult mai facilă și costurile de dezăpezire sunt mult mai reduse. Odată cu asta vine în minte o întrebare și multă lume ne-a întrebat acest lucru. De ce nu mai vedem pe drumurile din Constanța atât de multe panouri din acelea de protecție a drumurilor,
pentru zăpezi, cele parazăpezi. Înainte erau, acum nu prea mai sunt. Ce se întâmplă cu ele? Sunt ele o soluție potrivită pentru Dobrogea, să spunem, sau ați renunțat la ele mai mult pentru că nu prea erau potrivite pentru zona asta? Nu sunt o soluție optimă pentru zona noastră din Dobrogea cu vânturi foarte puternice. Ele rezistă. Am văzut și am făcut și noi niște teste, încercări cu aceste sisteme moderne din material plastic, acele suluri care se întind pe marginea drumului, dar ele rezistă undeva la un vânt de până la 50-60 de km pe oră intensitate. Când viteza vântului crește, practic sunt rupte, sunt puse la pământ, sunt și costuri foarte mari, ele costă destul de mult. Nu avem în plan montarea acestor parazăpezi datorită raportului acesta preț și eficiența lor. Dintr-un calcul matematic ne încadrăm și ieșim mult mai bine cu activitatea de dezăpezire pe care o fac utilajele pe acele tronsoane de drum. Cea mai bună variantă, repet, rămân acele perdele forestiere. Trebuie ajuns la un consens, poate să nevoiești de un cadru legislativ, pentru că acum terenurile adiacente drumurilor județene sunt private. Corect. Și privatul trebuie să aibă niște facilități dacă va dori să pună la dispoziție acele suprafețe de teren pe care le scoate din circuitul agricol, nu mai poate presta o activitate agricolă, nu va mai avea profit în activitatea agricolă, să le pună la dispoziție statul român, Consiliul Județean, să execute aceste lucrări de împădurire, iar proprietarul terenului să aibă un beneficiu, nu știu, să aibă drept de exploatare în condițiile legii pe acea zonă forestieră după ce ajunge la maturitate la 5-6 ani, să fie scăzut de anumite impozite, nu știu, să beneficieze de ceva astfel încât... E un blocaj la nivel local sau mai degrabă, eu știu, legislația? Legislativ. Nu avem o legislație foarte clară sau o legislație care să acorde aceste beneficii proprietarului de teren astfel încât să fie dispus să-i convină să-l pună la dispoziție. Acum nu avem unde să facem aceste împăduriri, primăriile au foarte puțin teren adiacent drumurilor județene și terenul pe care l-au este pășune, este foarte greu să-i schimbi destinația, să o împădurești, sunt, să spunem, puțin blocaje legislative. Vreau să trecem de la lucrurile în care ne blocăm la lucrurile pe care le deblocăm și un lucru pe care l-ați făcut bine a fost faptul că aveți curtea plină de utilaje noi nouțe, 8x4, utilaje care sunt pregătite să înfrunte și zăpezile alea mari de cod roșu, ca să zic așa. Când am intrat în curtea regiei, am văzut toate cu stegulețe frumoase, vopsite, noi nouțe și așa mai departe. Aș vrea să ne vorbiți puțin despre investiția asta și despre cât de utile, de folositoare vor fi ele în comparație cu vechile utilaje pe care le foloseați. Este un sprijin financiar al Consiliului Județean, haideți să spunem lucrurile pe nume, este o investiție a Consiliului Județean care a achiziționat prin REA-GDP aceste utilaje. Sunt finanțate de către Consiliul 125.000 de euro, un utilaj dotat complet și cu accesorile de dezăpezire. Aveți 10 sau câte? 10. 10 utilaje, pentru că ele au destinația, dublă destinație. Pe timpul iernii intervin la activitatea de dezăpezire, sunt dotate cu lamă în față și sărăriță de 7 metri cubi, iar în timpul lucrărilor de reparații, construcții drumuri, sunt folosite la transportul asfaltului, pietrei, materiilor prime. Ele vor funcționa 12 luni din 12, nu vor sta doar pentru iarnă. Mulțumesc pe această cale domnului Țuțuianu, care a înțeles necesitatea a achiziționării de utilaje noi în cadrul regiei și dacă discutăm și de, din punct de vedere economic, practic costurile unui utilaj vechi, o autobasculantă de 20 de ani, în care trebuie să luăm în calcul și reparațiile pe care le suportă acel utilaj vechi, și consumul crescut, eficiența, gradul de acoperire a unei distanțe de unui sector de drum județean. Economic discutând, un utilaj vechi costă cam
aproximativ 250 de lei, 260 de lei pe oră sunt costurile cu acest utilaj, iar un utilaj nou costă undeva la 150 de lei pe oră. În cât timp sperați sau, ați făcut un calcul de amortizare acestei investiții sau simplul fapt că veți avea utilaje noi, mult mai eficiente și mult mai economice, vă ajută să... Numai din această diferență de preț, de cost pe ora de intervenție, undeva la 3 ani și jumătate se acoperă valoarea utilajului. Dar activitatea de dezăpezire va fi mult mai eficientă, timpul de reacție va fi mult mai scurt. Am reușit performanța anul trecut după un viscol în care de 2 zile în care practic 80% din întreaga rețea de drumuri județene era acoperită cu straturi de zăpadă plecând de la jumătate de metru până la 2 metri, cu utilajele pe care le deținem, în 16 ore să deblocăm toată rețeaua de 680 de km. Vă dați seama, cu 10 utilaje noi, timpul de reacție va fi și mai scurt. Oricum, ca și strategie, în perioada imediat următoare, utilajele vechi vor fi scoase din circuit, apar costuri destul de mari de reparație, de intervenție, nu mai investim în ele, nu le mai reparăm, vor fi ușor scoase din circuit și înlocuite cu aceste noi. Nu vrem să ne oprim aici. 10 utilaje reprezintă un prim pas. Sunt 10 autocamioane, un prim pas anul acesta. Pentru anul următor, am discutat cu domnul președinte Horia Țuțuianu și ne va sprijini cu achiziționarea unei freze de asfalt, că discutăm acum de lucrurile de drumuri, o freză de asfalt de mare capacitate. De care în momentul de față e mai veche sau închiriați din altă parte? Avem o singură freză de asfalt, mai veche, de culățime de lucru mică, am mai și închiriat de la alți prestatori de servicii. Costurile sunt mari, este mult mai rentabil să ai propriul utilaj. Și cu siguranță și la anul vom mai achiziționa alte autocamioane, astfel încât iarna 2020 să ne prindă cu un parc auto, dacă discutăm de autocamioane, înnoit în proporție de 90%, undeva doar 10% să mai avem din utilajele vechi. Bun, aș vrea, ne apropiem de final și aș vrea să le dați asigurări primarilor până la urmă și locuitorilor, pentru că primarul ca primarul, dar locuitorul vrea să știe că nu va fi blocat. O doamnă care e gravidă acum vrea să știe că nu va naște acasă sau pe drum. Ce se întâmplă cu depozitele de sare și de nisip pentru această iarnă? Sunteți, puși la adăpost din punctul ăsta de vedere? Unde le aveți în județ? Suntem pregătiți încă din luna august. Încă din luna august avem achiziționate 14.000 de tone de material antiderapant. Sunt în 6 puncte în județul Constanța, în toate secțiile, plus în două cariere, ca și puncte de sprijin. Sunt utilaje alocate în fiecare din aceste puncte. Fiecare utilaj are propriul traseu, știe pe unde trebuie să intervină. Există un plan de intervenție la nivelul întregului județ. Pentru fiecare secție, pentru fiecare sector de drum județean, pentru fiecare tip de utilaj, cine e pe utilaj, cine răspunde, unde intervine, de la ce oră la ce oră, la telefon, cine este înlocuitorul, astfel încât să asigurăm intervenții 24 din 24 pentru 3 luni și jumătate de iarnă. Din acest punct de vedere, eu spun că suntem pregătiți. Am și demonstrat în anii trecuți că suntem pregătiți. Oamenii să nu ezite să apeleze la noi, dar și eu vin cu un apel. Trebuie un efort colectiv, dar o bună înțelegere a fenomenului de iarnă. Și primăriile, și cu sprijinul, sub îndrumarea prefecturii. Toți primarii trebuie să-și inventarieze problemele medicale grave. Persoane care au nevoie de dializă, persoane care sunt în ultima parte a sarcinii, doamne gravide în ultima parte a sarcinii. Persoanele vulnerabile din punct de vedere medical, astfel încât ele să fie, când se anunță un cod galben, portocaliu, roșu, de viscol, să poată fi mutate în zone, în localități mai apropiate de arterele principale și secundare, dacă discutăm de drumuri naționale și drumuri județene. Să nu fie în sate izolate unde se poate ajunge foarte greu pe un drum comunal, unde intervenția devine și mai grea, nici nu este în jurisdicția noastră. Dacă primarii înțeleg acest lucru și grupează și adună persoanele vulnerabile în aceste zone, se poate interveni mult mai ușor. Cetățenii,
dacă constată, sunt avertizări de vreme rea, de viscol, să nu se aventureze la drum. Pentru că este simplu, este ușor, ai plecat, mai ales pe timp de noapte, nu, vizibilitatea este redusă, poți rămâne înzăpezit foarte, foarte ușor cu un autoturism normal. Chiar dacă este echipat cu anvelope de iarnă, dar zăpada de peste un metru, nu, n-ai cum să treci prin acea porțiune chiar dacă ai cauciucuri de iarnă. Ori în acele momente sună pe numărul de urgență 112, avem acel dispecerat, funcționează în situațiile de cod galben, portocaliu, roșu, Comitetul Județean de Situații de Urgență, suntem toți în acel dispecerat la ISU, preluăm toate aceste cazuri, dar activitatea de intervenție este dificilă și oamenii își pun viața în pericol, pentru că durează jumătate de oră, 45 de minute, o oră, o oră și jumătate, în funcție de distanța pe care o ai de parcurs noaptea, să te duci să îl recuperezi din zona în care a rămas blocat. Aveți o dată la care vreți să v-ați propus să deschideți acel comandament de iarnă, cum e el numit, sau odată ce vremea se înrăutățește pe loc, e o decizie de moment? Noi, comandamentul propriu al regiei funcționează încă din acest moment. Da. Suntem de la 15 noiembrie, noi suntem pregătiți, să spunem logistic, să asigurăm acest comandament de iarnă. Cel de la ISU se întrunește doar în situațiile de avertizare, cod galben, cod roșu, cod portocaliu. În afara acestor coduri, noi funcționăm normal, independent, știm ce avem de făcut. Aici vreau să vă felicit pentru că în calitate de jurnalist în ultimii ani ne-am lovit în sensul pozitiv de o comunicare foarte eficientă. Nu numai să aduceți presa împreună și să ne și chemați sau să ne, eu știu, să ne furnizați informații în timp real. Ce drumuri sunt blocate, ce drumuri nu sunt blocate, unde se lucrează și așa mai departe. Iar toate chestiile astea sunt necesare, nu mie ca jurnalist, nu sunt necesare mie, sunt necesare pentru că noi reușim să informăm populația în timp real, să arătăm ce drumuri sunt cu probleme. Nu mergi, doamne, pe drumul respectiv dacă știi că sunt probleme sau dacă știi că se lucrează, măcar plecați cu mașinile din locul respectiv ca să puteți să faceți loc utilajelor în așa fel încât să nu îngreunați activitățile de dezăpezire, chiar dacă nu mai ninge, chiar dacă nu mai e viscol, nu mai e cod roșu și e soare afară, nu înseamnă că poți să pleci, pentru că ai putea să îngreunezi, iată, utilajele regiei și în felul acesta să prelungești cumva durata de deblocare, de deblocare totală a unui drum. Informația este vitală pentru toată lumea și eu vă mulțumesc la această cale că transmiteți informația în timp real și mai mult decât atât veniți în sprijinul nostru prin aceste avertizmente pe care și dumneavoastră le dați, presa le dă iarna, nu ieșiți la drum decât în situații critice și e bine să se anunțe autoritățile. Sunt situații critice în care omul chiar trebuie să părăsească localitatea, este o problemă medicală, dar anunță autoritățile astfel încât să fie, să spunem, escortat de o mașină de intervenție în timp de viscol. Și presa are un rol foarte, foarte important în acele situații de criză, eu le numesc situații de criză. De aceea am ales să comunicăm foarte bine, avem acele grupuri pe WhatsApp, tehnica ne permite acum să discutăm. Corect. Și să fim în timp real într-o permanentă legătură. E una dintre cele mai bune și mai eficiente comunicări, pentru că noi avem contact și cu poliție, jandarmerie, ISU și așa mai departe. Este una dintre cele mai eficiente comunicări și asta ne ajută foarte mult la modul de a transmite mai departe informațiile care sunt vitale pentru oameni. Asta facem și noi, iarna discutăm și în luna decembrie, acum o să punem la dispoziție, prin intermediul nostru, să punem la dispoziția cetățenilor numere de telefoane mobile care pot fi utilizate pe internet cu acele aplicații, astfel încât, în caz de nevoie, să avem și locații exacte. Da, poți să dai un share location. Locații exacte, unde a rămas o mașină înzăpezită, pentru că de multe ori am constatat în iernile trecute și sub influența fricii care se instaurează în sufletul omului când rămâne blocat, este cu un copil în mașină, intră în panică, nu știe să mai explice exact unde este blocat, unde a rămas. Și atunci când vezi că de jur împrejurul tău este nu mai alb, nu mai știe, da. Întuneric, totul este în lumina farului, nu vede nimic altceva decât alb, nu știa de care a fost ultima localitate pe lângă care a trecut. Nu știa să dea o locație exactă unde este, sau exactă, aproximativă. Și astfel încât am avut cazuri în care
Practic am trimis trei echipaje, nu l-am găsit pe drumul de care spunea, era pe cu totul alt drum la o distanță de 8 km. Ori dacă nu avem o locație exactă, ne este foarte greu să intervin. De aceea, cu aceste aplicații pe internet, care pot da, furniza o locație cât mai exactă, vom pune la dispoziția cetățenilor mai multe numere de telefoane mobil, de număr mobil, cu care să fim în legătură cu ei. Eu vă doresc să stați, să nu stați zile și nopți la birou, să aveți o iarnă cât mai ușoară și vreau să vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră și că ați explicat toate aceste lucruri, pentru că oamenii în primul rând au nevoie să fie mai liniștiți, să înțeleagă că se lucrează, să înțeleagă pe de-o parte că banii județului sunt bine administrați, regia nu numai că își revine și își plătește datoriile, dar iată, investește cu ajutorul Consiliului Județean în utilaje noi, care sunt utile, ne sunt nouă utile până la urmă, pentru că vom vedea eficiența lor în teren. Iar noastră personal vă doresc să nu mai stați zile și nopți pe la birou, așa cum a stat și iarna trecută și vă întreba, mai sunteți la birou? Da, mai sunt, că n-am încheiat. Asta ne este datorie. Suntem un serviciu de utilitate publică, până la urmă, în sprijinul cetățeanului. Vă mulțumesc mult pentru că ați acceptat invitația de astăzi și sper să ne revedem într-o situație la fel de bună, nu atunci când sunt coduri roșii și sunt, eu știu, probleme de genul ăsta. Bun, eu vă mulțumesc că ați fost alături de noi, domnilor și domnilor, eu sunt Adrian Boioglu. Pe Constanța News veți urmări din ce în ce mai des astfel de emisiuni care aduc oamenii importanți pentru județul Constanța în prim plan și dacă aveți întrebări, dacă aveți nelămuriri, dacă aveți lucruri pe care vreți să le vedeți discutate în emisiunile de pe Constanța News, vă rugăm să ne transmiteți mesajele noastre. Aveți la dispoziție pagina de Facebook, site-ul Constanța News, pe ctnews.ro. Toate acestea vă stau la dispoziție pentru a veni cu întrebările și pentru a găsi rezolvare până la urmă acestor probleme. Eu sunt Adrian Boioglu și vă doresc o zi mai bună!